Astăzi filmăm cu Modens, cu toți prietenii, cu toată gașca, o să fie cea mai tare petrecere care există. Ce-am filmat azi? Astăzi am filmat la Teatru Elisabeta, un live pentru piesa Insula. Așa. Dar sunt foarte curios, ce o să mai faci tu azi? Filmăm un concert live cu toată pe care urmează de spate, pe care cum se numește atunci? Atunci am filmat în Floresc iarna. Dar de ce iarna? Pentru că iarna este o imagine din asta super rece și desolantă. Un mood din asta foarte... Nu mai lipsea, mai lipsea la cum eu să faci așa, știi? Face că sala asta are iar reverb din prima. Mă bucură foarte mult. Eu abia aștept să-l ascult. Am ascultat câteva piese, dar Emma mi-a propus odată. Vrei să-ți dau să asculti, uite, piesele care le-am în listă, vreau să-mi demanțe. Și am spus, nu, vreau să fiu să ascult piesele în așa. Așa a fost? Așa. Dacă așteptam un pățit, mi-a rădat. Și eu sunt convins că să fie super, super. Cum ați apropiat? După ce aprinde lumina? Să vă depărtați un pic sau e complicat cu microfoane și așa? Atunci hai de-acum, un pic mai egal. Ia, stai să văd. Zici ceva despre piesă. M-am bucurat foarte mult mai mafia. Eu m-am bucurat mult de a fost așa, chiar așa. Nu sunt set minunat. Chiar dacă eram prea de dimineață? Da, au fost că prea de luați. Nu știu eu de merg la expoziții să mănânce complice. Nici o șansă. Da. Am avut mocanceți. Mocanceți. Că le așteptăm. Tu știi de ce nu se stică fața continuă? Pentru că suntem femei. A fost prea de dimineață, nu e fain niciodată când ai de dimineață de înregistrat chestii. Pentru că îți creșuie totul, fața, vocea, tot. Ce e din nou? M-a bucur foarte mult ce mi se pare o conștiință. Super. Că se întâmplă asta aici? Da. Ca să înțelegeți, eu prind în acel de lansare tot aici, la bucur, în acest minunat teatru. Aș arăta bine la ceva instrument. Ar fi tare să învăț să cânt la ceva instrument.